Mulțumesc foarte mult! Piața imobiliară este în plină expansiune, se construiește alert, mai ales în nordul capitalei, iar construcțiile și condițiile de siguranță sunt tot mai stricte, având în vedere cutremurele care au zguduit în ultima vreme România. Un constructor din capitală pleacă de la ideea că în construcții confortul este sinonim cu siguranța, așa că folosește pe șantiere structuri stabile, pereți foarte buni și chiar tehnologii noi folosite în construcțiile de poduri. Sistemele inovative la care apelează tot mai des dezvoltatorii au rolul lor în siguranța și confortul noilor construcții. Urmează rubrica Income Magazine. Seria de seisme din ultimele luni i-a determinat pe cei care vor să cumpere o proprietate să facă o dublă verificare la viitoarea locuință. O garanție solidă sunt tehnologiile inovative folosite de constructori. Pe acest șantier din nordul capitalei, nimic nu e mai important decât calitatea materialelor și respectarea standardelor în construcții. Am vrut să avem la oaltă cei mai buni. Și am reușit să facem lucrul ăsta. Avem o fațadă pe care am patentat-o, avem patent de invenție la OSIN pe sistemul de pereți prefabricați etanși. Ei se autosigilează între ei. În momentul ăsta în Europa nimeni nu mai construiește acest tip de fațadă. Este totalmente inovativ. Key Technologies a dezvoltat această tehnologie de-a lungul a 10 ani de muncă. În afară de partea de izolare termică, în afară de faptul că ei sunt senzațional ca etanșeitate, ca insonorizare, foarte important este că ei sunt mult mai ușor decât o soluție clasică. Sisteme de fixare importate din industria auto sunt folosite la ridicarea noilor construcții. Rezistența la seism e verificată în detaliu, atât de proiectant cât și de constructor. Pentru a construi un bloc în secolul 21 trebuie să ții cont de mai mulți factori. În primul rând vorbim de siguranță în exploatare. Ce înseamnă siguranță în exploatare? Înseamnă că atunci când locuiești în acel complex, în condițiile în care vine un cutremur, nu trebuie să îți pună în pericol viața. În cazul unui seism, clădirea se comportă extraordinar de bine dacă nu este încărcată inutil cu o greutate suplimentară de care nu avem nevoie. Acești pereți prefabricați Key Technologies, marca noastră, care au fost testați în cerc, etanșeitatea aer apă vânt, seism, izolație fonică, rezistență la foc, reacție la foc. Am testat în așa fel încât să avem un produs perfect. Pentru respectarea cerințelor de arhitectură a trebuit să folosim tehnologii moderne pentru a ne adapta, să spunem, gândirii arhitectului, iar printre acestea au fost utilizarea de planșee postensionate, o tehnologie pe care o vedem în concepția și construcția podurilor, în care betonul, după ce este turnat, prin intermediul unor cabluri aflate în interiorul acestora, dispuse după un proiect, se introduce o tensiune în aceste cabluri, astfel încât planșeul să se rigidizeze și să acționeze foarte bine la sarcini gravitaționale și sarcini seismice. Am înlocuit sistemul de șapă tradițional cu un sistem de material mult mai ușor, densitate mai mică, dar o rezistență foarte mare la compresiune. Asta ne ajută în caz de cutremur, că avem o greutate mult mai mică în balcone și comportamentul clădirii e mai bun în caz de cutremur. Respectarea normelor seismice este unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să țină cont dezvoltatorul. O echipă de specialiști în domeniul construcțiilor, formată din peste 100 de oameni, verifică în detaliu structura noii construcții. Intradosul de balcon este realizat din material compozit, avansat, are un design, noi spunem, nemai întâlnit pe piață. Calitatea materialelor trebuie să primeze. Siguranța la cutremure a devenit noul confort. Suntem asigurați suficient pentru un seism de magnitudinea celui care a fost în 1977.